Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Agricultura o șansă pentru România și credem în această idee. Ne vedem pe Agro TV, pe Look Plus și Profit TV. Și așa va fi de acum înainte. Vă reamintesc că e vorba de un proiect al Asociației pentru Sprijinirea Dezvoltării Agriculturii din România. Un proiect pe care vrem să-l vedem dus cât mai departe împreună cu dumneavoastră, toți cei care aveți o implicare de un fel sau altul în agricultură. Țărani, fermieri, asociații, autorități, legislativ, federații, nici nu contează. Toți puteți fi alături de acest proiect pe care îl ducem în ideea de a crea odată pentru totdeauna o liniște în sensul bun în domeniul agriculturii. Discutăm despre ce vrem noi să facem împreună cu dumneavoastră și unde sperăm să ajungem cu Horațiu Raicu, este președintele Federației Lucrătorilor din România. Bună ziua, domnule Raicu! Bună ziua, bine v-am regăsit, dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și invitaților. Mulțumesc de participare. Să spunem că în același timp Horațiu Raicu este și reprezentant de seamă al Blocului Național Sindical, așa că vine numai bine să începem cu o primă discuție. Domnule Raicu, vă propun despre forța de muncă din agricultura. Noi milităm, cei de la ASDA, această asociație de care vă spuneam, pentru folosirea tuturor celor care se pricep să facă agricultură, inclusiv a celor care s-au întors recent în țară, e adevărat, într-o scurtă vacanță unii, da? Pentru că nu mai aveau de muncă în țările din vestul Europei. Și am văzut îngrămădindu-se pe aeroporturi pentru a pleca din nou dincolo. De ce e mai dulce agricultura din altă parte și cum facem să aducem mierea în agricultura românească? Soluții, domnule Raicu. E mai dulce din punct de vedere financiar, pentru că oamenii nu pleacă de plăcere, ci pleacă de nevoie. Ori vedeți, dumneavoastră, în ultimii 30 de ani, agricultura noastră s-a fărâmițat, din păcate. Fermele de familie sunt decapitalizate, nu pe de o parte sunt decapitalizate, ci sunt decapitalizate. Vedem acum și în această perioadă de criză în care suntem, ajutorul statului este aproape inexistent în zona fermelor de familie și aici mă refer atât la pomicultori, cât și crescătorii de animale. Ironia face ca aceștia să nu aibă forță de muncă, dar în același timp ne îngrămădim noi toți ca să mergem să lucrăm în țările europene. Soluții am propus, dar de fapt a fost un dialog al surzilor, dacă pot să spun așa. Ne-am grăbit repede să ajutăm firmele de intermediere pe piața muncii și să ne trimitem forța de muncă afară. Sunt curios de văzut, după ce va termina această stare de urgență, când va trebui să ne revenim, cu cine ne vom reveni. Până la urmă, cade pe umerii celor care au mai rămas în țară și care mai fac cât de cât agricultură să ducă greu. Pentru mine personal și cred că pentru toată lumea, interesant ar fi să aducem un plus de valoare produsele noastre, să ajungă în micile business-uri, la antreprenorul mic român care s-a dezvoltat în ultimii 10 ani și poate mai puțin pe rafturile supermarketurilor. Știu că tentația este mare, dar trebuie să înțelegem că trebuie să încurajăm fermele de familie, pentru că aceste ferme de familie sunt o parte importantă, o parte componentă a economiei și implicit ele poate să aducă la bugetul de stat venituri consistente dacă știm să venim cu măsuri de sprijin directe în ceea ce îi privește pe producători. Domnule Raicu, o să discutăm acest lucru cu produsele românești. E un alt obiectiv al nostru să sprijinim cât mai mult consumul de produse românești. Vedem și în ce condiții putem să facem acest lucru. Federația Națională a Lucrătorilor, pe care o conduceți dumneavoastră, reprezintă, conform propriei declarații, reprezintă interesele producătorilor agricoli și cele ale crescătorilor de animale. Persoane greu lovite în Corect. această perioadă de ceea ce se întâmplă. Mă gândeam la lucrătorii agricoli, vorbeam de cei care au plecat. Când vin, sunt ai noștri, când pleacă, sunt ai lor. Mă rog, nu comentez. Spuneți-ne, federația dumneavoastră, cu această reprezentare, ar putea, vrea, vă invităm să veniți alături de proiectul ASDA, acesta de a crea o cupolă a agriculturii românești, în care să ne sfătuim, să mergem cu idei mai departe, să le ducem spre legislativ, să le dezbatem. Veniți alături de noi?
Suntem, bineînțeles că vom fi alături de dumneavoastră și vom fi alături de orice proiect care este în interesul fermierilor și a lucrătorilor din agricultură. E un proiect binevenit și probabil ideile care noi le avem sau care încercăm să le punem pe hârtie pot fi dezbătute într-un cadru mai larg între noi și după aceea să venim cu aceste idei, să le punem pe masa guvernanților, indiferent care vor fi Corect. ei, să le transpună în legi care să fie aplicate și să fie foarte bine puse la punct, să nu fie nevoie să le modificăm de fiecare dată sau să intervenim pe Exact. ele. Cum a fost cu legea Vedeți? cooperației, de exemplu? Vă ascult. Nu numai. Vedeți, dumneavoastră, după părerea mea personală și a noastră personală, v-am mai spus, o România duce lipsă de politici agricole. Ori eu observ că în ultimii 30 de ani nu avem politici pe termen scurt, mediu și lung. Și aici mă refer în principal în zonele mai mici, zona fermelor de familie și a crescătorilor mici de animale. E adevărat, haideți să ne gândim foarte pe scurt, fac această trecere, domnule Raicu, la câte strategii de agricultură pentru agricultură am avut, da, cu bătaie, până spre 2040 și acum ne chinuim să facem un program național strategic pentru că altfel nu o să vedem banii europeni. Vreau să fac o scurtă întoarcere la lucrătorii din agricultură. Da, forța de muncă deja calificat într-un fel, pentru că îți trebuie totuși o calificare chiar dacă ai de cules sparanghel, da? Cei care au venit din Germania, din Franța, din Italia la un moment dat, nu cei care au plecat, care au rămas în țară, că n-au plecat toți. Pe ei cum am putea să-i atragem în agricultură? Uite, nu mai vorbesc de pachetele salariale pe care le oferă angajatorii, pentru că există acestea. Oamenii de nevoie dau salarii bune, dar statul, ce am putea noi să sugerăm statului să facă pentru cei pe care îi vrem acolo? Vedeți, dumneavoastră, pe de o parte avem o componentă legislativă și la noi avem legea zilierilor, care din păcate eu o consider o lege foarte păcătoasă. Pe de altă parte, avem codul muncii care dă posibilitatea închirii de contracte sezoniere. În principal, celor care pleacă în agricultura din Germania, Spania, Italia, Franța, etc., ar trebui să le pună la dispoziție un gen de contracte, dacă nu chiar contracte de muncă, în care ei să se regăsească asigurați. Vedeți, dumneavoastră, zilierii plătesc impozit și asigurare de sănătate. La pensie se asigură voluntar. Ceea ce înseamnă că dacă ei nu se regăsesc în sistemul public de pensii, ținând cont că s-a modificat și legea pensiilor, e foarte posibil ca pe aceștia să-i avem asistat social la un moment dat, pentru că nu contribuie la sistemul public. Și atunci trebuie să ne gândim și la ei. Și ca să te gândești la ei, statul trebuie să vină cu măsuri de sprijin, dar nu neapărat cu bani, ci și măsuri fiscale la modul cel mai direct către producătorii agricoli care angajează forță de muncă în agricultură. Cei care lucrează afară la sparanghel, cum bine ați dat dumneavoastră exemplu, ei se numesc muncitori vegetali, ei au o calificare, ei nu sunt muncitori necalificați. Chiar și cei care lucrează la crescătorii de animale, acei ciobani cu ghilimele de rigoare. Deci trebuie să ne gândim și la componenta socială pentru ei, pentru că într-un viitor nu foarte îndepărtat va fi tot pe umerii noștri ca să-i susținem. Iarăși mai este o componentă și agricultura românească are o specificitate în ceea ce privește persoanele fizice autorizate. E adevărat că ele plătesc contribuții, dar la un nivel minim, ceea ce înseamnă că și ei, la rândul lor, nu se vor regăsi în sistemul public de pensii, dar dacă ne raportăm în momentul de față în această stare de urgență, până într-un final o mare parte din populație sau toți beneficiem de serviciile medicale, dar numai unii contribuie și atunci trebuie să facem un echilibru. Iarăși o altă variantă ar fi și există în piața românească, poate este nevoie de o casă socială a agricultorilor. Avem în momentul de față este o lege și funcționează în construcții. Și aici ar trebui ca să ne gândim să îi protejăm și social, dar și din punct de vedere al sănătății, pentru că, din păcate, mulți sau cei mai mulți dintre ei au o vârstă destul de înaintată și ca tinerii să fie atrași să lucreze în zona agricolă, trebuie să aibă și
o certitudine că atunci când vor ajunge, știu eu, poate la pensie, au un venit decent. Domnule Horațiu Raicu, vă propun să vedem un spot al acestei campanii și ne întoarcem imediat în discuție. Eu mai am idei și sigur dumneavoastră o să le extindeți. Haideți să vedem un spot de campanie și ne întoarcem imediat. Deșteaptă-te, române! Avem nevoie de produse românești! Nu avem voie să uităm gustul românesc! Avem nevoie de toți fermierii României care lucrează pământul, cresc animale și asigură hrana noastră a tuturor! Avem nevoie de tinerii agricultori care pot și trebuie să ia banii europeni și să dezvolte fermele de familie! Nu avem voie să ne dăm bătuți! Implică-te! Află detalii pe Astar.ro și trimite-ne ideile tale! Spune-ne cum să schimbăm împreună lucrurile. Un proiect Azda susținut de AgroTV, Profit TV, Look Plus, Profit.ro și Agropres.ro. Horațiu Raicu, președintele Federației Naționale a Lucrătorilor și secretar general al BNS în emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. După cum vedeți în spotul campaniei, domnule Raicu, astea sunt o parte din ideile pentru care ne batem și noi. Tinerii lucrători, formele asociative, vă mai lansez o dată invitația să o duceți și dumneavoastră inclusiv către conducerea din care faceți parte a blocului național sindical, pentru că lucrătorii agricoli sunt o forță importantă și merită și ei să fie reprezentați așa cum o faceți prin Federația Națională a Lucrătorilor. Deci vă invităm să veniți alături de noi. Domnule Raicu, vorbeam de mai înainte de produse alimentare românești, de hai să folosim termenul acela general pe care îl folosesc toți, lanțurile scurte, da? Sunt fermieri mici în România, sunt țărani. Sunt fermieri mijlocii ale căror produse nu ajung la noi pentru că nu știm de unde să le luăm. Eu, de exemplu, sunt dispus să comand o salată de la Brașov la 4 lei, da? Să dau, când supermarket era 3,89, dau 4 lei pe o salată de la Brașov. Unde o găsesc, domnule Raicu, de la micul fermier din zona Codlea? Da, eu personal am avut o inițiativă și am o inițiativă probabil în cel mai scurt timp, adică mâine, cel târziu poimâine, încerc să lansez o platformă online de vânzare a produselor agricole pe distanțe lungi, cu scopul de a pune într-o relație directă comerciantul, micul antreprenor, cum am spus la început, și producătorul agricol. Dar nu mă refer la producătorul agricol vegetal, mă refer la toți producătorii agricoli, cei care mai fac și fac în gospodărie acele produse, eu le spun handmade, dulcețuri, caș, carne, ce vreți dumneavoastră, adevărat, cu respectarea condițiilor. Zacuscă, sigur, sunt atâtea, da. Zacuscă, cu scopul de a promova produsele și producătorii autohtoni și totodată de a pune, trebuie undeva să se întâlnească cererea cu oferta și totodată îmi doresc foarte mult și o transparentizare a prețurilor care există în momentul de față, mă refer la legume, ar fi bine să cunoască și să fie public cât este prețul la salată în Giurgiu, la Matca, în Olt, la Arad și atunci putem avea o viziune și asupra prețurilor care sunt în piețele agroalimentare, dar de ce nu și în retail, pentru că nu există așa ceva. Dacă ne uităm pe site-ul MEADER-ului, există un mercurial, dar el este mult depășit de realități. Deci este nevoie de mult mai mult, încercăm să încurajăm producătorii ca să intre în online, nu există niciun fel de costuri, până la urmă intri pe o platformă, spui produsele care le ai, dar este foarte adevărat că trebuie să fii serios, adică dacă ți-ai dat, dacă ai primit o comandă, trebuie să o onorezi, pentru că în acest moment trebuie să înțelegem că populația are nevoie mare de ceea ce se produce în gospodării și la prețuri de producători, adevărat că nu vor fi la prețuri de producători, este și adaosul cu transportul și tot ceea ce implică, dar nici într-un caz la prețuri foarte, foarte umflate, așa cum am avut, din păcate, din nefericire, în ultimele 2 săptămâni, acum cum s-au mai reglementat.
E adevărat. Domnule Horațiu Raicu, noi cei de la Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Agriculturii milităm pentru mulțirea canalelor alternative. Dumneavoastră chiar ne-ați spus de o inițiativă pe care o aveți în vedere. Mă gândesc în această perioadă, da, vrem să cumpărăm măști de protecție, mănuși, orice găsești în online. Ba chiar sunt oferte, mă rog, nu mai discut de prețuri, da, pentru că uneori prețurile sar calul, dar găsești orice în online. Ei, nu e normal să gândim, poate, dumneavoastră aveți această idee pe care o lansați mâine, cel târziu, poimine cu platforma. Mai există altele în țară de acest gen. Poate că reușim să facem așa o rețea națională de puncte de vânzare, de aprovizionare, pentru că e greu de crezut, de exemplu, că eu din București voi cumpăra salată de la Arad, dar o astfel de platformă în care să aibă loc toată lumea, și avem exemple în spațiul comercial, da, știți, nu dau nume să nu-i fac reclamă, mi-ar fi utilă mie, cumpărătorului, și ar fi utilă și producătorului care și-ar găsi o bază de desfacere mai largă și ar fi utilă și statului care ar vedea niște bani întorși, nu-i așa? Fără doar și poate, și trebuie să ne gândim și telespectatorii dumneavoastră să se gândească la următorul lucru. Avem firme de catering care în momentul de față livrează mâncare la domiciliu. Ei, și-a pus cineva întrebarea de unde își asigură ei materia primă. Hai să spunem pentru o salată, dar poate și carne și lapte și orice altceva. Lor le este foarte, foarte greu să identifice în piață în momentul de față producătorii. Sau chiar, haideți să vorbesc la mine în Brașov, unde sunt și unde domiciliez. Este foarte greu pentru un antreprenor care are o firmă de catering și care mai produce în momentul de față să-și facă rost de verdețurile necesare ca să le pună în produse. Dar de ce nu să nu ne gândim la spitale? Că avem o groază de spitale care... Săracii și cei care au neșansa să se îmbolnăvească, până la urmă, cine le asigură mâncare? De unde se asigură această mâncare? Deci avem o paletă foarte, foarte largă. După ce se va termina nenorocirea asta, vorbind de sectorul Horeca, sectorul turismului, avem atâtea hoteluri și pensiuni. Deci este o piață care noi... spre care noi nu ne-am îndreptat, întotdeauna producătorii noștri și-au dorit retail, retail, retail. Dar avem și alte componente și o puzderie de afaceri în piață care se pot regăsi. Și adevărat, și comercianții corecți și producătorii corecți poate să joace în piață așa cum își negociază fiecare preț. Este nevoie de mult mai mult. Trebuie să înțelegem că nu trebuie să așteptăm întotdeauna statul să ne dea ceva, ci mai trebuie să facem și noi câte ceva. Ca o paranteză, eu provin de la Sere Brașov, Sere Codlea. Mă uit cu amărăciune în ultimii ani că în loc să construim sere, facem solarii din lemn. Ce spune lucrul ăsta? Lipsa de investiții. Până la urmă, programele, actualul PNDR sau viitorul care va veni, nu s-au accesat facil investițiile în agricultură. Avem schimbări climatice în zona de sere solarii sau la solari este... Producătorii agricoli au nevoie de investiții ca de aer pentru că altfel nu vor mai rezista pe piață. Ori toate lucrurile astea, tot acest bagaj trebuie pus într-o pungă și cu ghilimele de rigoare aruncat în curtea ministerului, care văd că cel puțin în perioada asta de criză este surd, s-a limitat la a ține piețele agroalimentare deschise, dar nu s-a gândit și la producători. Dacă toată lumea ne spune să stăm acasă, ministrul agriculturii ne spune să mergem la piață. E o nebunie totală. E adevărat că este o necesitate, dar ar trebui mult mai multă implicare într-un cadru mult mai organizat să-i păzim și pe producătorii care se duc acolo. Și cu o ironie mi-asum ceea ce spun, ca să dai o ordonanță și să spui certificat de producător în loc de atestat de producător, pentru mine asta a fost o chestie de noaptea minții. Bun, ca să citez. Domnule Raicu, iată că acum se dovedește, de exemplu, atât de utilă această rețea alternativă de distribuție, da? Am putea să nu ne mai îngrămădim în piețe, crescând riscul de îmbolnăvire, ci pur și simplu să așteptăm livrarea la ușă, pentru că are cine să o facă. Dați-mi voie să vă reamintesc o zicală românească și o să vedeți de ce, mai avem câteva minute până
la pauză, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Mai avem un spot pe care vrem să vi-l arătăm și ne întoarcem în discuție legat de depozitare și ambalare, pentru că nu poți livra oricum. Haideți să vedem spotul. Pentru a-și crește eficiența, micii fermieri trebuie încurajați să se asocieze sub formă cooperatistă. Implică-te! Află detalii pe azdar.ro și trimite-ne ideile tale. Spune-ne cum să schimbăm împreună lucrurile. Un proiect Azda susținut de AgroTV, ProfitTV, LucPlus, Profit.ro și AgroPress.ro. Bun, unul din spoturi, domnule Horațiu Raicu, după cum ați văzut, vorbește de nevoia de asociere, nu mai fac o pledoarie pentru asta, o să abordăm în a doua jumătate a emisiunii. Vorbeam de colectarea de la micii producători, de la cei nebăgați în seamă, care ar putea să evite aglomerația în această perioadă. Dar marfa lor, și o știți foarte bine, trebuie adusă undeva, sortată, ambalată și abia apoi trimisă. Noi vrem, sprijinim prin asta înființarea de depozite, de centre de sortare, de expediție. În două minute, cât mai avem până la pauză, cum vedeți dumneavoastră o astfel de rezolvare? Poate nu implicăm statul, poate o facem noi, nu știu, pe banii producătorilor, să o facă ei. Cum e? Este mai mult decât simplu. Cred că în fiecare comună, în fiecare sat, există cu ghilimele de rigoare un depozit, ținând cont că discutăm de legume. Acestea se pot sorta, ambala și paletiza la fața locului, încă nu a dat căldura ca să fie nevoie de frig. Deci lucrurile astea cu puțină imaginație se pot face și cu un efort, și cu un efort minim. Trebuie să vrem, e adevărat, primarul este primul care ar trebui să se implice într-o poveste de genul ăsta. Noi am solicitat ministerului să identifice bazinele, să legumicole și tot ceea ce se poate produce și să încurajeze fermierii să se asocieze, e adevărat, fără personalitate juridică, care au posibilitatea și să înceapă să dea drumul la fluxurile de produse către toată țara, nu către piețele deja consacrate, mă refer București, Brașov, Cluj, etc., pentru că de fapt nevoie de produse avem peste tot. Deci cu un efort minim se poate face local. Mulți dintre producători sunt obișnuiți și știu exact ce au de făcut. Puțină inițiativă și fără costuri, e adevărat că nu are ce să te coste inițiativă. Am înțeles, domnule Horațiu Raicu. Luăm acum pauza de publicitate. Ne revedem în foarte scurt timp la Agricultura, o șansă pentru România, emisiunea care reprezintă proiectul ASDA. Invitat Horațiu Raicu, președintele Federației Naționale a Lucrătorilor. Ne revedem în scurt timp, după pauză.